Cele 166.000 de hectare de pădure din Suceava, cerute în instanță de Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, rămân la Regia Națională a Pădurilor. Decizia a fost luată săptămâna aceasta de judecătorii Curții de Apel Cluj. Instanța a respins ca nefondat apelul Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina, formulat împotriva unei sentințe din martie 2007 a Tribunalului Suceava. Instanța a obligat de asemenea Fondul Bisericesc să plătească Direcției Silvice Suceava suma de 300.000 de lei drept cheltuieli parțiale de judecată. Sentința Curții de Apel Cluj este definitivă, dar cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Decizia judecătorilor clujeni s-a bazat pe unele documente prezentate de Direcția Silvică Suceava, din care a rezultat că Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei a avut, de la înființare, doar drept de administrare asupra terenurilor forestiere și nu de proprietate, fiind o fundație înființată de stat. Unitățile de cult din județul Suceava au primit în anul 2004 în proprietate, potrivit legii fondului funciar, câte 30 de hectare de terenuri cu vegetație forestieră, suprafața totală cu care Biserica Ortodoxă din Bucovina a fost pusă în posesie, fiind de peste 15.000 de hectare. Ulterior, în noiembrie 2004, printr-o ordonanță de urgență emisă de guvern, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost împroprietărită cu 90.000 de hectare de pădure, dar legea de aprobare a acestei ordonanțe a fost considerată neconstituțională de Curtea Constituțională. Cererea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților privind acordarea de către guvern Fundației Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei a statutului de fundație de utilitate publică a fost respinsă în 2008 pe motiv că aceasta acționează doar în numele unei persoane juridice și nu pentru realizarea unui interes public general.